Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre una dintre proprietățile paralelogramului. După care vom aplica această proprietate într-o problemă cu caracter practic aplicativ. Așadar, într-un paralelogram, unghiurile opuse sunt congruente două câte două. Unghiul B este congruent cu unghiul D și unghiul A este congruent cu unghiul C. De asemenea, putem afirma și faptul că orice patrulater convex în care unghiurile opuse sunt congruente două câte două este paralelogram. Pentru a demonstra această proprietate, Vom proceda astfel. Vom trasa, de exemplu, diagonala AC pentru a arăta că unghiul B este congruent cu unghiul D. Și vom folosi cazurile de congruență a două triunghiuri. Așadar, vom considera triunghiul ADC și triunghiul CBA. În aceste două triunghiuri observăm că AD este congruent cu BC, deoarece ABCD este paralelogram, deci laturile opuse sunt congruente. Două câte două. DC este congruent cu BA. Și AC este latură comună, deci AC congruent cu AC. Așadar, conform cazului de congruență, latură, 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 triunghiul ADC, este congruent cu triunghiul CBA, deci putem afirma că unghiul B este congruent cu unghiul D. În mod analog, se demonstrează că unghiurile A și C sunt congruente trasând diagonala BD. În continuare, vom rezolva o problemă cu caracter practic aplicativ. În figura de mai jos este ilustrată schița unei componente a unui acoperiș. Pentru această schiță se cunoaște faptul că AF e congruent cu BE și cu CD, și că AB este congruent cu BC, cu DE și cu FE. Inginerul de șantier le spune muncitorilor că acest acoperiș va avea stabilitate. Numai dacă unghiurile AFD și ACD vor fi congruente. Da, deci unghiul AFD, acesta, și unghiul ACD. Cum vom demonstra că acoperișul are stabilitate? Aici v-am dat o informație în plus, adică sigur el va avea stabilitate. Pentru acest lucru vom folosi proprietatea anterioară. Și anume, unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt congruente. Pentru acest lucru însă trebuie să demonstrăm că patrulaterul A, C, D, F este paralelogram. Și astfel vom folosi ipoteza. Știm că AF e congruent cu BE și cu CD. Și că AB este congruent cu BK, cu DE și cu FE. Așadar, laturi opuse congruente vom avea că ABF este paralelogram și vom mai avea că BEDC este și el paralelogram. În concluzie, putem afirma de aici că AF este paralel cu BE și paralel cu DK. Dar AF era și congruent cu DK, așadar patrulaterul AFDK este paralelogram. Conform proprietății pe care tocmai am enunțat-o, vom avea că unghiul AFD este congruent cu unghiul AQD. Așadar, acoperișul are stabilitate. Vedeți cum o proprietate simplă a paralelogramului ne ajută în viața de zi cu zi, pe șantier, îi ajută pe muncitori, pe inginerul de șantier. Să spună dacă acel acoperiș poate sau nu să fie montat, va avea sau nu stabilitate. Sper că v-am trezit interesul. Puteți căuta și voi alte exemple de probleme practice și să încercați să le rezolvați. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!